echipa de polo Steaua București se pregătește pentru cel din tâi meci pe teren propriu în grupa A din Liga Campionilor, împotriva spaniolilor de la Astrapol Sabadell. După ce au câștigat Cupa României și au bifat primele două succese în campionat, elevii lui Bogdan Rat vor încerca să obțină și primele puncte în ligă. Multiplu campion național cu Steaua și cu Posilipo Napoli și cu aproape 400 de jocuri în naționalele României și Italiei, tehnicianul în vârstă de 51 de ani vrea să construiască o echipă puternică în Ghencea. A fost un turneu de mare suferință și semifinala și mai ales finala, deci după ce câștigi așa e nemaipomenit, dar nu trebuie să ne oprim aici. Ai spus foarte bine, Steaua nu trebuie să oprească aici, a început de curând și noul sezon în campionat, două victorii clare, în afară de Oradea, cine ar mai putea pune în pericol supremația Stelei? Eu zic că și Dinamo totuși a făcut un pas important în față, deci trebuie să fim concentrați non-stop cu toate echipele. În Liga Campionilor ce îți propune Steaua? Urmează foarte curând primul meci pe teren propriu. Se știe, grupa este foarte, foarte grea. Încercăm să facem tot posibilul să adunăm și noi niște puncte. Ești cel mai titrat jucător pe care l-a avut România în acest sport și un antrenor cu un CV impresionant. Cum reușești să te impui într-un vestiar precum cel al Stelei, unde sunt foarte mulți jucători cu personalitate? Important e totdeauna menținut respectul, de asta vorbesc foarte mult cu ei, să ținem seama de valoarea clubului, de istoria clubului și de aspectele de respect efectiv reciproc între noi. Care sunt principiile și valorile antrenorului Bogdan Rat? Foarte, foarte multă muncă, foarte multă concentrare. Deci, de obicei, asta insist, repet, forma de respect pe care trebuie să o aibă toți componenții echipei. Deci, în linii mari, cam astea sunt principiile. Cum îți convingi elevii, cum îi motivezi să fie din nou 100% într-un campionat în care, se știe, Steaua domină și este clar favorită? Câteodată pare ușor, Steaua domină, ca să ajungă să domine trebuie să muncească foarte mult. Eu încerc foarte mult să le vorbesc despre aspectul acesta al constanței în muncă, în concentrare, că nu trebuie să trăim numai pe istoria noastră, trebuie mereu să ne dorim să câștigăm și să ne îmbunătățim. Cât de mult contează pentru tine faptul că ești și antrenor la echipa națională a României? Contează pentru că îmi dă totuși o viziune mai mare asupra fenomenului polo în România. Am niște jucători, să zic o parte din jucători, sub controlul meu cumva. Bineînțeles, avem și alți jucători la alte echipe. Eu îmi doresc cam câțiva ani să fim mai multe echipe ca nucleu la echipa națională. Cât de importantă a fost recenta victorie în fața Serbiei, obținută de Naționala României? A fost foarte important la nivel moral pentru acest băieți. Dar trebuie să fie un punct de plecare, adică nu putem să ne gândim acum la orice oră din zi și de noapte ne trezim și batem Serbia. Care este marele tău deziderat ca și antrenor? Antrenorii nu numai al meu, cred că a tuturor. Noi facem o muncă care pentru unii pare ușoară. E normal, îți dorești non-stop să progresezi. Eu sunt un antrenor tânăr, eu încă învăț foarte mult și de la sportivi. Asta trebuie să fie și pentru ei, eu le spun și lor. Nu există o etapă în care te oprești și gata, că le știi pe toate. Îmi place foarte mult, mă stimulează în fiecare zi. Partida dintre Steaua București și Astrapol Sabadell din etapa a doua grupelor Ligii Campionilor va avea loc vineri 6 octombrie în bazinul din Complexul Sportiv Steaua de la ora 18:30.